Găsit, doamna Crețu, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitație și, da, într-adevăr, PNRR-ul a cheltuit din cele 30 de miliarde doar 150 de milioane de euro și, deși la Guvernul României au sosit 6,5 miliarde, adică prefinanțare și prima tranșă, deci nu s-au cheltuit, nu s-au facturat decât cele 150 de milioane pentru niște case de demarcaj. Nimic deocamdată pe domeniul transporturilor. Dar ce ar trebui să facem exact, da, pentru a ajunge la acești bani, pentru a-i accesa? Pentru că, iată, nouă ne spune acum, după acest accident, chiar directorul de la CFR, că trenurile sunt bune, șinele sunt bune, totul e bine, numai mecanicul, dacă vă puteți imagina, doamna Crețu, și sigur ați văzut declarațiile, mecanicul e cel vinovat, că a trecut pe roșu și tot directorul CFR spune că mai bine dormea. Căile ferate române trebuie modernizate și iar eficiența administrației și la CNA-ITB și la, sunt constatările Comisiei Europene de pe vremea când eram comisar european. Puteți găsi scrisoarea mea din aprilie către doamna Viorica Dăncilă, către Ministerul Transporturilor, către Ministerul Fondurilor Europene, în care Comisia Europeană constata că nu erau constatările mele, aveam mii de experți în spate, constatau dezastru din aceste agenții și așa cum spunea domnul care vorbea în timp ce eu așteptam, într-adevăr 2007-2014, primul exercițiu financiar de care România a beneficiat, a pierdut 2 miliarde tocmai în domeniul transporturilor. Iar ce se pot face? Se pot face proiecte. Eu am aprobat Gurasada Simeria Arad 1,2 miliarde de euro care, pentru care acum se încearcă fazări, pentru că sunt modernizarea acestor tronsoane sunt foarte întârziate și Guvernul României cere fazarea și executarea din exercițiul financiar 2021-2027. Deci îmi închipui ce spuneți, iar este absolut inadmisibil să ai o asemenea declarație. Eu când eram copil mă urcam în Gara de Nord la 9 seara și coboram la Jibou în Sălaj la 7 dimineața. Acum te urci la 7 seara și cobori a doua zi la 10 dimineața. Deci s-a lungit drumul de când eram copil până acum între București și Sălaj cu 5 ore în plus față de acum 30 și ceva de ani când mergeam în vacanță la bunici. Așa e, că și eu fac aceleași comparații și vă rog să rămâneți alături de noi pentru că vreau să vorbim despre Bustroie. Mai este domnul Gheorghe Alomițianu și deputatul Radu Miru. Multe salutări tuturor. O intervenție, doamna. Da, domnule Alomițianu. Vreau să o salut pe doamna europarlamentar, fost comisar european. Deci, Guvernul României, în perioada cât a fost comisar, doamna Crețu, n-a dorit să beneficieze de experiența dânsei, dar a fost dispusă și am văzut multe declarații ale doamnei Corina Crețu că pune la dispoziție experții de la Comisia Europeană. Câtă încăpățânare să nu profiți de acest lucru. Exact. Ceea ce în perioada când am fost ministru n-am avut asemenea privilegiu, adică să avem un comisar european. Și acum nu e târziu. Chiar domnul Grindeanu ar trebui să, domnul ministru Grindeanu, să colaboreze cu doamna Corina Crețu pentru a atrage fondurile europene. Domnul Boloș. Dar mulți miniștri știți ce se întâmplă, doamna Crețu. Critică Comisia Europeană ascunzându-și neputința sau nerealizările din vina pe Comisia Europeană, ceea ce este lucru cel mai grav pentru o țară a Uniunii Europene. Da, Radu Miruță, te-am întrebat. Domnule ministru, în primul rând, dacă îmi dați voie politic, este foarte periculos ceea ce se întâmplă. Domnul ministru are dreptate. Există acest narativ, tot ce este bun vine de la miniștri și de la primari, și tot ce este rău vine de la Comisia Europeană sau de la Bruxelles. Este foarte periculos pentru România și deja se vede faptul că românii nu mai simt beneficiile directe ale apartenenței la Uniunea Europeană, deși acestea există în fiecare localitate. Păi absolut, dacă nu-și fac treaba, că Radu Miruță, când te-am întrerupt, asta spune, domnule, sunt bani pe care nu-i accesăm. Asta este partea tristă. Nu se văd în viața oamenilor. Dacă am pierdut 2 miliarde între 2007 și 2014 de euro fonduri europene, i-am pierdut pe ea, dar am învățat ceva?
Pentru că acum avem o altă fereastră de oportunitate. Avem în PNRR 3,5 miliarde pentru modernizarea căilor ferate, cu contractare până în 2024. Adică românii trebuie să înțeleagă că tragedia noastră nu este că nu avem acești bani. Tragedia este că avem bani, dar nu avem capacitatea administrativă să-i contractăm și să-i întoarcem în beneficii pentru România. Domnul Grindeanu ar face bine să-și mute jobul de la ministru comentator la ministru al transporturilor. Pentru că cine poate să facă aceste lucruri sunt exact cei din minister, ministrul în sine. Da, bun, vreau să mergem mai departe și vreau să vorbim despre Bustroie. Comisia Europeană, da. Depuse. Ultimele au fost aprobate și ultima este drumul expres Craiova-Pitești, Pitești, care se face. Deci da. Orice, în domeniul infrastructurii, orice proiect ar trebui să fie peste 50 de milioane de euro, deci ar trebui să obțină aprobarea Comisiei. Da.